Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Ranch Simulator. În primul rând vreau să-mi cer scuze sau iar pentru ceea ce ultimul videoclip de Ranch Simulator cum s-a încheiat el așa. Nu știu ce s-a întâmplat pur și simplu. Am trezit că a zis că videoclip salvat. Dar nu înțeleg de ce totuși s-a oprit așa dintr-o dată. Nu înțeleg, pur și simplu. Așa, ce vreau să vă zic, eu am strâns câteva ouă de la și de aici și de dincolo, le-am pus într-un singur coș, am câteva ouă aici, puține, nu foarte multe, am zis că să mă așteptăm un pic să se mai adune câteva. După care, hai să pornim la vânătoare sau... am fost și am alimentat și mașina și venim de la, aveam găinile în spate și venim de aici la alimentat, am prins două căprioare, doar, unde eram când s-a încheiat, mi se pare că mergeam să vând, mai aveam ceva carne de vândut, nu? Sau ce făceam eu? Știu că am mai cumpărat încă 4 găini și un cocoș, să vă zic că am acum 9 găini și un cocoș acolo. Și că după ce am cumpărat găinile și cocoș, undeva pe aici, prin zona asta, am undeva pe după copaci, ăștia pe aici, altipii, să am o căprioară. Unde e, mă? N-am văzut nicăieri. Uite-o aici. Așa. Am văzut un pic mai în față, mă, ia ce zic. Așa. Și să... ducem să mai vindem, să mai facem niște bănuți. Vreau să fac hambarul pentru animale alea mari, cum ar veni, pentru porci, pentru vite. Doar că pentru treaba asta avem nevoie de bani multișori. Așa că trebuie să vândăm puțin sau puțin mai mult. Undeva mai la cealaltă pe stânga mai am o căprioară. După care trebuie să mai mergem să vânăm ceva. Sau să vindem... numai două bucăți mi-a dat asta. Puțin. Puțin, foarte puțin. Dacă acolo prin pădure oare mai întâlnim ceva animaluțe pe aici? Să mai facem și noi măcar încă vreo 3 bucăți de carne. Încă 200 de euro. Că de aici nu scoatem nici măcar 200. Ioi, tată! Ceea ce îmi place că nu sare ceea ce avem la noi în benă, sau cum să zic, în cea... cum se cheamă această mașină, nu știu. Nu trebuie să ajungem la asfalt mai în partea aia, dacă nu întâlnim nimic. Asta e, mergem, vindem bucățile astea, după care vreau să mă duc în zona unde avem urși. Pentru că acolo, chiar dacă consumăm mai multe gloanțe, să zic așa, pentru a omorâ un urs. Uite căprioara. Asta scoatem noi armă. Mă, cum era asta? Așa, cred că asta era. Nu, mă, ceva nu. Unde fost tu, capra? Nu am gloanțe pe țeavă!
prins-o. Ok, să vedem aici. E de la calea ferată un pic mai încoace. Acum să văd unde am lăsat mașina, pentru că iarăși am sărit din mașină și nu m-am uitat unde am lăsat mașina. Iar prin iarba asta și cu pietrele astea care seamănă mult cu mașina mea, am trecut calea ferată sau nu am trecut-o? Mi se pare că e lângă calea ferată acolo. Da, și acum mergem să vindem carne. Să o luăm și pe cealaltă. Și avem 8 bucăți, 8x35, 8x324 și 8x5, 40. Undeva pe aici să fie sau nu? Cred că undeva la 280, cred că vom scoate. Dar mai încolo e calea ferată. Unde mai era? Pe lângă piatra asta, pe undeva pe aici. Unde e doamne? Uite aici. Hai că avem 3 bucăți. Încă o bucățică. Și după cum am zis, trebuie să mai scoatem încă vreo 280 pe, după calculele mele. 280, ce mai avem noi? 52, fuh! Vai de capul meu, da. Am cheltuit bani pe găini, pe cocoși, acum sper, cel puțin sper că acum găinile să înceapă crește. Să ne crească găinile, să nu mai cumpărăm noi, să fac ouă din ce în ce mai multe. Se adune, ia mă că deja e trecut de amiază, mă, și noi ce am făcut, am adunat un pic de carne aici, vai de capul meu ce repede trece timpul în jocul ăsta. Am umblat pe la setări și am încercat și eu să fac să nu mai treacă așa repede, dar nicio șansă de așa ceva, nu știu. Trebuie să mai au multe de făcut. Am văzut că asta e un joc nou, acum a apărut nou. Am văzut reclama și mi-a plăcut adică am zis că da, să-l descumpăr, să văd. Mi s-a părut un pic interesant și am zis că da, să văd dacă e chiar așa și în realitate, după cum spun în videoclipurile din reclame și cât. Eu vreau să-mi placă mie. Mie îmi place treaba asta, că nu trebuie să faci tu singur ceva. Să ție, să alegi, să faci multe chestii. Problema e că în acest joc nu te poți face foarte multe chestii. Era frumos dacă câștigai ceva bani mai frumoși pe animale, pe... Dacă... Nu știu. În momentul pe față nu prea se merită. Adică nu prea ai altceva de făcut decât să vinzi carne, atât tot. Ok, cât avem acum? 332. Da, mi se pare că avem nevoie de undeva la 1000-1500 pentru a face acel grajd pentru porci. Vreau să mă bag pe porci, să văd mai exact. Asta și încă un lucru să mai cumpărăm de mâncare pentru... De mâncare pentru este să ne mașina pe aici, să mergem la vânat. Doar aici. Ce faci, mă, dormi? Am lăsat să doarmă.
pare că mai vine unul în față. Dacă văd eu bine, da, văd. Înseamnă că venim și luăm pe ăștia noi. Dar cred că e mort acolo, nu știu. Ei! Da, mă. S-o dau la mine, mă. Ne apropiem cu mașina să iau pe ăștia doi. Mai facem, după care va trebui să ne cumpăr un pic de mâncare și să ducem la animaluțele noastre. Să fim siguri că nu ne trezim că vor sta cu sus în jos. Pentru că eu am pățit treaba asta când am încercat eu să joc mai devreme jocul. Adică mai devreme, înainte de a începe să filmez, eu am intrat un picuț în... Am intrat un pic să văd cum merge jocul, îmi place, nu-mi place, nu încep să filmez, după care... mă opresc pentru că nu-mi place cum funcționează, cum ce trebuie să faci sau chestii de genul, știți? Și atunci ceva nu le-am dat bine de mâncare, nu știu, ceva nu a funcționat bine cu puii mei și m-am trezit că au murit. Adică i-am cumpărat cu 50 de euro bucata și i-am vândut cu 20 și ceva, mi-au dat pe un pui. Mort. Avem 8 bucăți de carne pe care o mai vinem cu încă 280 sau cât ar fi. Cred că ne-a mai vinde bine un pic o căprioară ceva. Nu să vedem oare, nu mai găsim pe undeva pe aici o căprioară. Totuși hai să luăm pistolașul în mână. Încărcat la... trebuie să ne cumpărăm și gloanțe. Așa. O căprioară, mă, o căprioară. Nimic. Acolo, logic, e și ceva normal să nu fie, pentru că le-am speriat eu cu pistolul pe aici. Ce nu faci vreun pădure, că fiecare piatră te aruncă, te învârte, orice, te oprește în toate chestiile astea de prin pădure. Și mașina nu ai o sensibilitate foarte bună la ea, deci ea imediat se învârte, se îndoaie, se nu știu ce. Nu funcționează chiar. Uite o căprioară despre ce vorbeam noi mai devreme. Acum sper să nu fugă foarte, foarte tare. Bă, frate, dar ce a fugit. Fă. M-am mâncat 6 gloanțe, mă. Nu prea le-am eu cu ținta, dar ce să-i face asta e. Ok, asta acum înseamnă că vom face bănuți frumușei această tură, pentru că avem 11 bucăți, în 385 sau cât ar veni pentru a vinde această carne. 300 și ceva, ajungem la 600 și ceva. Mergem, vindem, vedem, mai cumpărăm niște gloanțe, să zicem de două cartușe, asta ar vine încă vreo 80 de euro. Mai cumpărăm, cât să cumpărăm? Încă... să vedem, 3-4 saci de grâne pentru animale.
Ei, hai stai acolo, lasă așa. Să vine rapid. Nu, mă, că deja e seara, mă. Trebuia să mergem și noi la somn. Ok, cumpărăm grânele și ceea ce mi-am propus. Cartușe, grâne și mergem acasă să vedem și noi ce trebuie să le mai dăm la animăluțe. Să nu rămână fără apă, fără mâncare. Și după aceea ne vom pune și la somn. Sper să nu se facă dimineața până atunci. La cât de repede trece timpul în jocul ăsta. Că imediat se închide magazinul, ia. Am pățit cândva când am făcut ceva cumpărături. Am ieșit afară și după care s-au... N-am putut să mă intru înapoi să termin de luat ceea ce am cumpărat, pentru că s-a închis magazinul la ora 9 seara, parcă se închide. Ok. Să vedem, 385, aveam 717 în momentul de față. Am zis că mai cumpărăm niște cartușe, două cartușe. Și hai să luăm 4, 1, 2, 3, 4 cu mâncare. Încă 200 de dolari se duc. Thank you, you're welcome. Hai să luăm asta. Să mergem să punem sacii în mașinuță. Să luăm și celelalte lanțe. Ah, m-a pus asta greșită. Hai mă, cât e? Îndată e ora 8 până ajungem noi la fermă, până dăm de mâncare, până verificăm dacă au de toate. Ha, se face mâine dimineață. La revedere, doamna, și nu mai sta pe telefon. Mă, a reușit să sar gardul. E ceață afară, ce doamne se vede așa vreo? Nu ți-am cumpărat de mâncare. Să vedem ce ne mai trebuie acum. Ah! Deci direcția asta are o direcție de... Am mai jucat eu jocuri, dar sincer, cu o direcție așa urâtă, iar trebuie să mergem să alimentăm. Odată că deja s-a dus jumătate de rezervor. Se duce foarte, foarte, foarte repede, se duce... Să oprim lumina asta, pentru că era o lumină... Ah, mi-a rămas... Ridică-te, mă, sus! Să puneți care cumva voi fără mâncare. With food... Ok... Vom da food... N-am verificat eu să văd dacă mai au ouă. Food... Dacă tot am cumpărat, o dau acolo să fie. Dar se pare că în această canistră eu nu mai am apă și nu știu de unde să fac prost pentru apa din acea canistră. Ah. Da, aici trebuie să facem curat acestea chestii care nu... Wow, dacă te au 2, 4, 5, 6, 7, 8 ouă avem aici. Ia să vedem. Ah, nu aici. Ia să vedem, să punem jos. Și să încercăm să punem coșul aici. Iar noi ne
Tu plim frumos. Se pare că pe timp de noapte vin de noi iasă afară. Se pare că avem 9. 5. 6. 7. 9. Fiecare găină câte un ou. Pentru că avem 9 găini aici. Să vedem aici dacă ne-au mai făcut cele două găini. Da. Da, se pare că deci doar un singur ou. Am găsit un ou acolo. Posibil să-l fi scăpat eu din greșeală altcândva. Ce-ar fi să punem noi coșul ăsta aici așa frumos în mașină, iar când mai mergem la magazin, așa. Să vedem oare aici, nu putem lua apă, ia să vedem noi, să-i dăm pe build. Așa, mă! 100 de euro, noi avem 517, trebuie să dăm bani pentru a putea scoate apă din fântână. Bun. Se pare că am terminat-o de construit, ia să vedem, să venim cu galeata, să vedem cu acest butoi. Nu, nu merge cu butoiul, nu merge. Ia să vedem noi dacă mergem cu galeata. Pentru că nu cred eu că e doar așa de... Oh-oh! Și acum cum o scoatem? Arată de demaus, ordinea asta. Hai că se face dimineața până scoatem noi o galeată de apă. Și asta o vărs înapoi? Nu. Aici apă mai avem, aici mai avem și aici. Doar că... Se pare că e plin acolo. Atunci să mai punem aici. Se pare că e plin și aici. Așa. Undeva aici, din câte mi-aduc eu aminte, că aș fi putut construi. Wow, 900! Puh, mai trebuie încă aproape 500. Oi, oi, oi. Hai să dăm noi jos casa. Da.
trebuie să demontăm chestiile astea pentru că eu da, trebuie să le dau din afară. Am mai făcut treaba asta și atât cred că a fost. Cam atât. Ok. Mergem și mai dormim și noi vreo 2 ore până dimineața. După care ce vom face? De mâncare la găini avem. Adică stai să mai verificăm o dată, să vedem dacă nu ne-au mai dat câteva ouă. Wow! Înapoi cu voi! Mă, dar cu ce viteză vineau ele să iasă afară? Nu. Hai să mergem să vindem oare aceste ouă, să vedem ce bani ne mai dau. Avem undeva aproximativ 20 de ouă în coș. Sincer, eu încă nu am vândut ouă. Ia ce faci, doamna căprioară? Ce zici? Vii un pic la un grătar. Unde fugi? Hai, mă, că vrem să fim prieteni. Deci trebuie să iau așa drept prin pădure ca să ajung la căprioară. Vindem ouăle, mai facem 100, sper să facem 100 de euro pe acel vânat. Normal cam așa luăm pe o căprioară 105 euro. Unde am un pic mai dreapta. Trei bucăți, 105 euro. Pe ouă, nu știu cât luăm pe ouă. Mi se pare că undeva la 6 euro. Da? Am auzit la cineva că ar fi, dar nu știu sigur 100%. Așa că dacă avem 10 ouă, avem 60 de euro, la 20 de ouă, aproximativ cât avem noi, ar veni 120. 100 și un pic de euro pe ouă, 100 pe asta, încă 200 de euro. Mai trebuie încă vreo 300 de euro pentru a avea bani să construim acel hambar. Așa că asta o vom face data viitoare. Până atunci, toate cele bune. Să aveți o seară bună în continuare.